În Psalmul 50, la versetul 10, găsim unde răsune glasul lui Dumnezeu către popor: ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Izraele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Și cu aceeași glas ne spune și nou: El este și Dumnezeul nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Aud în miez de zi o voce, un glas divin venind din cer, vorbind poporului cu iubire, și glasul sfânt suna astfel: poporul meu, ascultă astăzi, ascultă astăzi glasul meu, ascultă și înțelege bine, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te-am ales, te-am dat viață, eu te-am crescut și te-am purtat, eu te-am iubit ca nimeni altul și tot ce am avut ți am dat. Iar după ce am dat și viața ca să răscumpăr pe a ta, și după ce ți-am dat iertare, am pus în față legea mea. În legea mea nu sarcini grele, să le îndeplinești nu este greu. Azi cer doar ascultare, în rez de plin totul fac eu. Și de ce acum nu vrei să asculți și nu trăiești precum vreau eu? De ce îmi tristezi zilnic fața, trăind în păcat și în despreu? Poporul meu, ai vrut o jertfe și eu mai mult pe gând n-am stat. Am dat pe mine însumție și tot ce am avut ți-am dat. Iubirea mea nu se termine, îndurarea mea ține în veac. În bunătatea mea tot ce cereți, cu dragoste eu totul fac. Poporul meu, nu vezi tu oare câtă iubire port în piept? Ce dragoste ți-arată într-una, nu vezi, nu înțelegi ce aștepți? Eu aștept să ved cum clocotește în pieptul tău iubirea mea. Aștept să ved că urești răul și că faci bine în viața ta. Și an de an aștept într-una, aștept să ved când dai ce-ți cer. Aștept să ved că uiți pământul și că te pregătești de cer. Amin.